Bun, am vorbit de cotele la titlu și acum hai să vedem și cotele în privința echipelor retrogradate, candidate la retrogradare. Pader Borniată, cotă 1.08, e ultima clasată și iată, este aproape condamnată din punct de vedere al bookmakerilor la o cotă de 1.08. Spune da, că am totul e un meci disperat pentru ei acum cu Fortuna. Dacă nu bat nici la Düsseldorf, e clar că sunt condamnați. Pe de altă parte, iată, Fortuna e acolo la sublinie. Se bate cu Mainz, cu Augsburg, poate și cu Hertha. Asta ar fi o surpriză să o vezi pe Hertha implicată în lupta de la retrogradare. Da, uite, Werder Bremen e și ea într-o situație mai mult decât delicată. Mainz cotă 7, Augsburg cotă 12 și Hertha cotă 18, dar Werder și Paderborn au de recuperat mai bine de 3 puncte, practic acea marjă care se poate acoperi printr-o victorie, dar Werder are 4 puncte de recuperat, Paderborn 6. Da, dar Werder are și un meci mai puțin jucat, dacă nu mă înșel. Da, are un meci mai puțin jucat și eu nu-i văd să pice. O echipă cu atât de mare tradiție, au un antrenor care a dat satisfacție în ultimii ani, Florian Kohfeldt, și au un lot bun, au un atacant Rașița foarte bun, din nou tot un... E veteranul Pissarro, adică nu, Werder e o echipă cu ștaif dincolo de toate, o echipă frumoasă, dar... A avut și ghinion în foarte multe meciuri în acest sezon. Chiar acum câteva zile mi-am amintit și am repostat și pe blogul meu personal povestea unuia dintre marile meciuri de la începuturile Champions League, acel 5-3 cu Anderlecht, după ce Werder a fost condusă cu 3-0. Să nu uităm, Werder a câștigat o Cupa Cupelor într-o finală cu Monaco. Era o echipă constantă în fruntea Bundesliga, acum e... Au intrat într-o vrie de asta de în ultimul deceniu, într-adevăr, exact. Nu prea s-a mai bătut sus, dar nu îi văd să cadă și cred că Mainz și Augsburg au echipe mai slabe și joacă în general mai modest decât o face Werder. Eu n-aș paria pe acea cotă de 1.45 în niciun caz. Bun. Să spunem că Werder are și cea mai slabă defensivă din campionat, 55 de goluri primite, dar spuneam, e o altă parte, un alt sezon, un alt campionat, practic, ceea ce se va juca de aici până la finalul stagiunii în Germania. Spuneam care sunt